fondurile europene și creditele oferite de către Uniunea Europeană țării noastre nici pe departe nu ajung să fie folosite pe deplin pentru proiectele sociale, așa cum ne asigură autoritățile. Acestea sunt returnate UE, utilizate pentru nevoile partidelor și chiar pentru finanțarea mass-media pro-guvernamentală. Despre aceasta a declarat candidatul independent la funcția de președinte al țării, Victoria Furtună. De exemplu, doar 7% din toate sumele oferite Republicii Moldova de partenerii externi au fost investite în proiectul Satul European pentru compensații în facturi și alte inițiative venite din partea Partidului Acțiune și Solidaritate. Potrivit ei, într-un cuvânt, restul banilor oferiți de UE fie sunt rambursați cu un procent mai mare tot de către moldoveni, fie de ei beneficiază tot companiile europene contractate pentru a efectua o lucrare sau alta. Haideți să fim realiști și să spunem oamenilor că marea majorității creditelor în cauză nu ajung totalmente în țară, iar țara noastră urmează să întoarcă suma integrală plus procentele acumulate. Deci în fiecare contract se indică că primul care poate accesa la acest contract sau beneficiar este iarăși o companie din Uniunea Europeană. Deci noi în ultima fază subcontractăm companiile din Republica Moldova și în mare parte banii rămân în Uniunea Europeană. Dar iarăși nu sunt ei de vină. Sunt de vină cei care sunt la guvernare, care negociază astfel aceste credite. Și mai rău este că aceste credite sunt luate pentru consum și nu pentru a investi în infrastructură, în dezvoltarea economiei țării. Victoria Furtună a mai făcut referire și la fondurile europene care au fost alocate autorităților moldovenești pentru acordarea compensațiilor cetățenilor la consumul de energie, care potrivit ei fac parte la fel dintr-o schemă bine pusă la punct. După calculele pe care noi le-am făcut, inclusiv am depus și o plângere la Procuratura Anticorupție, din cele spuse am înțeles că a fost inițiat un proces penal. Deci compensațiile care au fost, așa spus, de către guvernare, că au fost întoarse din banii europeni, de fapt tot au fost din banii pe care i-am achitat noi pentru gaz. Deci gazul a fost majorat în așa măsură și din banii aceia ni s-a întors înapoi într-un fel nouă acele compensații. Dar întrebarea mea este unde sunt banii veniți din Uniunea Europeană pentru compensațiile alocate cetățenilor Republicii Moldova. Sume uriașe de bani europeni sunt folosiți pentru finanțarea partidului de la guvernare, a membrilor Comisiei Preveting, dar și a posturilor de televiziune pro-guvernamentale, a mai declarat Victoria Furtună. În legătură cu acest lucru, ea a sesizat încă în luna mai curent Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor pentru a verifica modul în care membrii Comisiei de Evaluare a Judecătorilor au fost remunerați de către partenerii externi, ori aceștia, potrivit legii, nu se subordonează partenerilor de dezvoltare, fiind independenți în luarea deciziilor. Astfel, în urma unei investigații, Victoria Furtună a descoperit că un membru al comisiei, în declarația de avere, a indicat un salariu de peste 390 de milioane de lei de la compania Dexis Interactive Incorporated din Washington, folosită, potrivit lui Furtună, pentru spălarea banilor europeni. La o simplă căutare a mai multor informații despre compania menționată, portalul data2b.md ne arată că aceasta are o sucursală în Chișinău, care se află pe strada Calea Ieșilor din sectorul Buiucani și a fost înregistrată în septembrie 2021. În calitate de administrator sunt indicate două persoane, Ane Marie Tris și Vâlcu Natalia. Doar într-un singur an, compania a înregistrat venituri financiare în sumă totală de 8.284.700 lei. Nu este clar însă de unde sunt acești bani. Totodată, potrivit portalului infodebit.md, s-a dovedit că Dexis Interactive Incorporated asigură finanțarea activității juridice, dar și a celor de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării. Astfel, am descoperit că posturile de televiziune loiale partidului de guvernământ, cum ar fi ProTV, Jurnal TV, TV8, Realitatea TV, dar și SRL Studio L din Căușeni, au același finanțator și anume compania dată. Am decis să verificăm dacă, spre exemplu, denumirea juridică a postului de televiziune ProTV se regăsește în lista întreprinderilor finanțate de compania străină. Astfel, potrivit portalului
portalului infodebit.md, întreprinderea cu capital străin ProDigital, societate cu răspundere limitată, care deține licența postului ProTV, într-adevăr beneficiază de granturi europene. În aceste condiții, potrivit lui Victoria Fortună, compania juridică este utilizată atât în scopul coruperii membrilor Secretariatului Comisiei Preveting, cât și a entităților media afiliate puterii, sub forma unor remunerații și granturi. Astfel, nu se cunoaște modalitatea finanțării acestei organizații. Din aceste motive, candidatul independent la funcția de președinte a țării, Victoria Fortună, a sesizat Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor să verifice legalitatea activității financiare a companiei Dexis Interactive Incorporated prin prisma existenței elementelor infracțiunii de spălare de bani.